Astăzi a fost dezbătut de mai multe ori subiectul legat de acele vase nespălate și divergențele dintre Albert și Valentin, iar discuția după ce ei au fost la capricii a continuată, o discuție în contradictoriu între aceștia. A continuat între ei doi în casa băieților Și au reluat același subiect Spunea Valentin că nu este vina lui Pentru faptul că Albert nu a vorbit la timp Legat de acea tavă în care s-a făcut mielul Și pe care el a spălat-o Și Albert încerca să explice că lasă odată de la el Lasă de două ori, de trei ori Și la un moment dat îi se umple paharul și răbufnește Și de asta a adus în discuție și acea tavă Și Valentin a continuat spunând că nu e problema lui că el nu vorbește la timp, este problema fixa lui Albert și vorbeau pe un ton destul de ridicat și în defensiv, așa erau amândoi.